Aquatim anunță că marți 12 martie se va întrerupe furnizarea apei în Libling pentru lucrări de conectare a unei conducte la noua stație de tratare a apei. Locuitorii comunei nu vor avea apă la robinete în intervalul orar 13-17. La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Această perturbare va fi de scurtă durată, motiv pentru care Aquatim recomandă evitarea folosirii apei în scopuri menajere până la limpezirea completă. Consumatorii pot lua măsuri de stocare a unor cantități de apă care care să le acopere necesarul pe toată perioada anunțată.